Pentru următoarea probă am nevoie de liniște. Liniște. Jucăm număr necunoscut. Drăcea, tu trebuie să suni la o firmă de pompe funebre. Da. Vrei să faci un mormântare, zic, după datii. Fă. Tu trebuie să folosești următoarele cuvinte. Da, exact, de datin. Cântar, mămăligă, bicicletă, cafea, Facebook, găină, striptease, furculiță, noroi, șampanie. Ai de capul meu. După cum știi, oamenii ăștia care lucrează la pompe funebre au program non-stop. Corect. Dar nu înseamnă că tot timpul îi prins pe... În toane bune. Păi, cheful ăla. Cred că mișto. Niciodată nu sunt. Cheful ăla de viață. La urmă. Pentru ei e o meserie, le respectăm. Trebuie luate într-o ordine anume sau... Drăcea, asta mai era. Te descurci. Concentrați. Colegii, da, nu mă descurc să sunăm. Hai, că mă descurc. Am luat numărul după Google. Gata. Alo? Bună seara, îmi cer scuze că vă deranjez. Am sunat bine la pompe funebre? Să nu fie greșit. Da. Vreau să organizez înmormântarea cuiva foarte drag, care din păcate s-a dus dintre noi. Și am o întrebare la dumneavoastră. Vă ocupați cumva și vreau să-i fac așa un fel de petrecere, să nu fie doar o mormântare simplă. Vă ajută în cum să mă. Bun. Ce voiam eu să vă întreb? El, persoana asta dragă care mi-a murit, era un pic mai în vârstă și dorința a fost să ne ținem un pic de datin, dar eu cumva am mai vorbit și cu fratii mei și ne-am gândit să-i facem totuși mai nou un pic așa, să nu fie chiar cu, nu știu, cu colivă sau cu de-astea. Mă gândeam, poate punem șampanie sau ceva? S-ar putea? Am mai avut. Da. Ați mai avut cu șampanie? Am mai avut, nu? A. Sună ciudat, dar am mai avut. Și au avut și cu roabă și cu de-astea sau doar șampanie? Nu. Am înțeles. N-a fost ca la club, dar... Nu ca la club, vă dați seama că oricum bine și lui îi plăcea distracția, dar nu vreau să povestesc neapărat. Mă gândeam să facem așa un eveniment frumos și din nou asta cu șampania am înțeles-o, dar vi s-ar părea ok dacă am face live pe Facebook? Nici nu știu dacă din păcate sau din fericire am fost și live și pe Facebook. A, deci v-au mai pus pe Facebook? Da. Ca mâncare așa, ce ați recomanda să avem? Să fie și de datin, dar și mai nou. Adică parcă aș pune și o mămăligă, dar aș pune și un somon. Cum merge mămăligă cu somon? Nu mă ardeți la cântar sau ceva? Nu, avem un film de catering, nu se pune problemă. Lui îi plăceau două lucruri toată viața lui. Mi-e și rușine un pic să vă zic așa, dar două pasiuni a avut. Și anume ciclismul și striptease-ul. Am înțeles. E un pic ciudat așa, adică mă gândesc că o bicicletă putem să o punem acolo, nu știu, poate să desenăm pe psicriu o bicicletă. Găsim și una și alta. Da, asta a doua e mai complicată un pic cu striptease-ul, că na, până la urmă și bicicleta are bare, știți cum e, dar e diferență mare. Corect, depinde după eveniment. Da, asta mă gândesc, poate facem noi că eram mai mulți prieteni și poate facem așa, ca o petrecere de burlaci, ca o de-astea, nu știu. Mi-a plăcut și lui. Vreau să fie și cu obiceiuri de-astea de datină, dar nu ca la nuntă să jucăm găina sau ceva, să fie mai nou totuși. Deci, găina se joacă și la mormântare. Și la mormântare se joacă găina? Am același obicei. Vi se pare o idee ok să întâmpinăm așa pe invitați, pe oaspeți, cum să le zic, cu o cafeluță la intrare, poate mă gândesc? Păi există pachet de priveghi cu espresor, cu cafea, cu... A, aveți espresso, sub, da. Și credeți că putem să trântim și un candy bar dacă tot ne ducem așa? Candy bar, nu știu dacă putem să-l trântim, dar facem. Am înțeles. Bine, mă gândesc, acum nu știu pe locație, că prietenul ăsta al meu stătea la țară și se bucura foarte tare, dar n-aș face în curte acolo la bătrână, că e mult noroi. Pe unde stătea? Că poate am eu locație mai bună pe acolo. La țară, undeva lângă Bălăcița, dar e mocirlă mare acolo, n-a asfaltat primarul ăla de 8 ani, tominte, dar... Am înțeles. Deci v-am nimerit, parcă ca o furculiță m-am înfipt în firma noastră, pe cuvântul meu. Deci a mers linie tot, impecabil. Poate veni și dumneavoastră, stăm? Păi trebuie să vină și un maestru de ceremonie. Păi și puteți să veniți dumneavoastră, că ne-am înțeles. Simt așa o chimie, fără să sune dubios. Corect. Oferta pe mail atunci, dacă mi-o trimiteți. Bună seara, bună seara, cer scuze că vă deranjez. Cabral mă numesc, de la ProTV vă sun. A, da? Ați intrat într-o, de fapt am băgat noi, într-o emisiune nouă de la ProTV. Sper că nu vă supărați, da, pe noi. Nu, Doamne ferește, nu ne supărăm, cum să ne supărăm.